Primăria Tușeni. Zici că te discriminează. Viceprimarul. Viceprimarul. Chiar în fața primăriei. Primăriei. Nu a luat nicio atitudine, nici. Dar de ce îi deranjat? De opiniile tale sau că le ceri socoteală sau? De tot ceri din partea locatarilor. Aha. Nu erau mulțumit cum s-a reparat drumul. Oamenii au solicitat să fie făcut o comisie. Aha. S-a îndepusă și s-a format comisia și am fost invitat. Și vici primarul mă văz pe geam. A, el are birou aici, da? Da. Eu ieșit aici și m-am interzis și eu să intru în primărie. Da, era o oră de lucru, de audiență. De... Nu, chiar consilierii vin la comisia asta, m-au invitat cu zona X, vin la ora 3. Și ai venit la ședință și viceprimarul nu te lăsa, a? Da, nu dai de voi să intru în primărie, să pătrun la ședință și eu. Am să vedem dacă este și dacă are vreun comentariu. Mașina văd că este. Așa-l cheamă, da? El a fost ales consilier sau după aceea de consilier l-a ales din anturajul primar, l-a propus primarul. Zici că nu corupție. Poate chiar luptă. Tu păi dacă a fost... Eu pe urmă stăm, cum pot vorbi. Stela Munteanu, primar, angajați toți fără mască. Bună! Salut! Frumos pe aici, văd că se investește în... Nu mai și-am intrat și noi. Tot a fost 38 milioane au avut bugetul anul trecut. Toată primăria. Da, nu am investit tot în sediu și în... Bugetul primăriei... Am înțeles. Păi, dar toată lumea e fără mască. Văd că și secretara e fără mască. Ce pot să atunci ne-ați interzis într-o primărie? Când era doamna primară, când ne-a spus când tine ușa e închis și n-ai și cătare. Domnul Sergiu, dumneavoastră mai întâi de toate vorbiți aiurile. Nu sunt aiurile. Păi zic așa, spun ce spun, dumneavoastră sunteți niște aiurile. Așa ceva nu poate și nici nu poate să existe așa ceva. Dumneavoastră, vă zic rușine să nu închis. Dumneavoastră la concret, aveți vă întrebarea cum am la concret, cine ați interzis? Nu a fost așa ceva, mai departe. Precis nu a fost. Nu a fost, dar cine a văzut? Întrebări, hai să întrebăm de doamna primar. De am și nu ați observat că angajații primăriei sunt fără mască? Nu credeți că e periculos și pentru dumneavoastră și pentru ei? Foarte bine. Bravo. Deci dacă acum cineva a apărut, ea să spună mască. Oare? De exemplu, secretara, da? A, doar așa, ok. Putem să întrebăm la doamna primar? Nu este. Dumneavoastră n-ați văzut incidentul acela cu viceprimarul? Când a fost comisia urbanistică. Nu am fost prezentă la comisie. Dar din comisie cine sunt? Consilieri? Madan Iuri a fost, dar el de-am luat la sfârșit. Hai să-l întrebăm pe el dacă a văzut. Că încă legea trebuie să grămădească. Ah, dar ce o să fie amuși ședință? Da, cu... Dar ce cupesea este? Cine? Sportivii de la Tușun. Oh, și de ce le-au dat la primărie? Ce nu le țin ei acasă? Nu știu. Ciudat. Să-i de pe timpul lui Apostol, încă mi-amintesc, nu? Băi, așa de, mă tine că scrie, în 2004. 2009, da, zvechituri. La 1 vine doamna primar, da? Dar dacă ne-au văzut cu camera, n-a să vină deloc. Secretara, am văzut-o fără mască. Bravo. Am înțeles, e bea apă, are o scuză. Bea apă, are o scuză.
repede s-a prins la cadastru să mai împart pământuri. Bună ziua! Să împart pământuri. Îți nevoade, că pe mine de unul nu văzut pe data de 30, mă văzut tot așa. Îmblând pe coridoare. Da. Și caut, parcă era Gestapo. Cine, viceprimarul? Da, tot viceprimarul, dacă el a fost polițist și pune regulile. A, da? Da, dar păi... Dar șmecherul știut să iasă cu mască și să pretindă că nu a fost așa ceva? Dar păi dacă el... Cum polițistul... Dar cum de n-ai filmat? Nici cu telefonul, nici cu camera? Prin neașteptate. Și ai scris vreo plângere pentru discriminare? Am scris la Moianu și la discriminare am scris. A, la Consiliu pentru Egalitate? Da, am scris la Moianu și la Consiliu nostru, să iei și ei atitudine. Aha, aha. Dacă eu am pățit o așa, păi așa poate să o pățați fost. Sigur, sigur, da. Criterii arbitrare. Da, da. Că nu-i plac cu ochii tăi, nu-i place cum vorbești și tot așa. Nu, că el în comisia asta care cu acelea drumuri, acelea el a semnat actul de primit. Și el era cu interesat întrebarea asta sunt normalizări. Și rampă înclinată și lunecoasă și periculoasă, dar la intrare n-am văzut să aibă rampă, așa-i? Unde? La intrare în primărie. Rampă? Rampă. Rampă de acces pentru persoane cu nevoi speciale. Nu. Și zici că au făcut toaletă, dar e închisă. Asta e toaletă? Yo! Bun. Ei, noi am fost afară. Da, mi-amintesc, era într-o lavoar. Rampa asta e prea înclinată și lunecoasă, deci e impracticabilă, dar pe scări afară probabil nu există deloc. Cine ar trebui să se ocupe de asta? Primărița? Sau viceprimarul? Dar el o să zic că nu e adevărat. Scrie și nevoasă și de scaunile astea, Doamne ferire! Știi ce-o pus aici? Bingo! De spălat geamuri. Dar trebuie să fie dezinfectant, cu alcool. 70% cel puțin alcool. Îi pun detergent sau doar vasul acela e de detergent. Oricum e periculos. Uite, n-are... Și-a renovat recent, o pus... Gresie pe scări, dar n-au făcut o rampă, nici lift, nimic. Nici perilă să-i bătrâni. Ei, da, exact, dar și persoanele cu dizabilități, cum să urce aici? Și-ar putea să facă pe acolo cumva acces, împrejur. Așa, o rampă, da. Sau prin spate o să fac, probabil. Poate că tamal asta și lucrează acum. Da. Ar fi ceva. Mă gândesc eu. Ar trebui, e cam timpul. Acela Moisei mai vine, mai intră la primărie, urcă așa pe... E bolnav acum. Păi bolnav și atunci era, nu? Da, mai tare. Cum stă la pat, da? Este camera video. Și nu scrie nicăieri că suntem supravegheați, și au obligație, ne încalcă drepturile... Este camera video, el poate să arăte pe data de... La ora 2, dacă ai scris plângere la poliție, s-ar putea să ceară înregistrarea asta, dar o să zic că tamam s-o strâns lumina, ce nu știu polițiști cum să păcălească. Sau foare și oros, vezi cum? Da, da, da. Bun, așteptăm să vină primărița. Dacă nu i-a sunat, îi spui că e acasă. Sau du-te unde vrei, du-te unde te duc cu ochii. Nu, că trebuie să vii, că Svetlana Popa trebuie să vii amul de grabă. Dar cine e Svetlana Popa? Consilieră de la Municipiul Chișinău, de la specialist. Dar ce treabă are primărița? Că ea înțeleg că e de la altă parte, de la Pun, de la Cie. Nu înțeles cu spadrul. Socialista și cu unionista? Da. Dar ce au de discutat? Cu... Lor nu le clar... 9 milioane de lei pentru ce să aloșe în Municipiul Chișinău, pentru apă sau pentru Casa de Cultură. Dar cine i-a cerut? Și nu i-a cerut clar? Pentru ce vor? Consilierii i-a cerut clar într-o... Consilierii de aici i-a cerut de la cei de la municipiu. Da. Să le dea pentru stația de pompare la apă, țările, să o ajuns apa din oraș. Să vină apa din Nistru. Da. Că aici aveți numai burcută. Nu, apa de din Nistru este, la spital este, dar trebuie pe dealuri, suina, nu e ajuns presiune, trebuie stația de pompare. Și consilierii noștri au cerut asta. Dar doamna primarul și-a rut că banii ăștia mai bine să fie alocați pentru reparația casei de cultură. Da, prioritate. Pe de altă parte, se pare că e obligator
se construiește stație de epurare și apă să aduce apă curentă. Că altfel oamenii au apă curentă, produc o grămadă de reziduri, care reziduri duc în apă, intră în fântâni. E mărg paralel cu canalizarea. A, vine și canalizarea de la Chișinău. Da. Bun, așa mai vii de acasă. Hai să vedem ce ori decide, cei de la Chișinău și cu ăștia de la Trușeni.